Domn profesor, remiză cu metaloglobus în cel de-al patrulea amical din această iarnă. Care ar fi concluziile după acest meci? Da, în primul rând ne-am dorit să nu ne accidentăm, să fie un antrenament reușit. Ok, prima repriză cred că am controlat am avut ocazii de a marca, nu ne-au pus nicio problemă cei de la Metaloglobus. În schimb, repriza a doua, noi mai obosiți decât ei, au controlat ei jocul, au și marcat după grav eroare de a noastră, o greșeală care, pe care nu trebuie să o mai să o mai facem, să o mai repetăm, pentru că în momentul când greșești de maniera asta, primești golul și atunci poți să pierzi jocurile și nu vreau asta, dar chiar dacă am avut foarte mult copii, am reușit să să egalăm la finalul jocului. Dar oricum destul de greoi pentru că există, mă rog, și o cauză, să spunem. Am făcut antrenamente doar pe sintetic, nu ne-am antrenat pe, pe iarbă deloc în această perioadă, de când am început antrenamentele. Se vede, de acum o să facem doar pe, pe gazon, pe iarbă, antrenamente și sper eu și ritmul nostru să fie altul, pentru că am avut evoluție bună, foarte bună la Chiajna, dar eram obișnuit pentru că ne antrenasem doar pe sintetic, așa am jucat și acolo. E, astăzi jucăm pe iarbă puțin mai, mai greoi, Chiar vorbeam cu Ianis, cu cu ei au făcut antrenamente pe iarbă și s-a văzut oricum ritmul puțin mai, mai, bun. Dar important este că nu ne-am accidentat. Ok, am fost cel puțin linia de fund, am ținut-o iarăși 90 de minute pe toți, toți cei patru jucători. Pe Nortei l-am ținut și pe el 90 de minute, dar sper eu că și prin intrarea în echipa lui Esteban Vom încerca să mai aducem cel puțin doi jucători rapid, dacă vom, vom reuși atunci foarte, foarte bine. Dar v-am spus, chiar dacă am avut mulți, mulți copii la final în, în echipă, au, au alergat băieții, au muncit, cred că a fost un antrenament, un antrenament bun. Astăzi ați, dat mai multe minute și juniorilor din propria pepinieră. Andrei Stoica a intrat foarte bine, chiar a, a avut chiar două ocazii de gol, șuturi sănătoase. Nu, ușor, ușor o să integrăm și, și, pe băieți. Și aici nu este vorba doar de Stoica, este vorba de toți. De... Mircea este de vorba despre Oprescu, din noci, nu mai vorbesc de cei vei care Mă rog care se antrenează cu noi de când am venit, Mitoi, Dulcea, Ianis, Pârvu, care este plecat acum la echipa națională de juniori. Ați văzut, noi am jucat cu, cu doi jucători sub vârstă, fundași centrali, cei de la Metalurgul, s-au jucat cu jucători jucători de prima ligă pentru dialog, nu știu, are 30 ceva de ani, jucător cu foarte, foarte multe jocuri în prima ligă și celălalt, mă rog, în prima repriză Kazan cine a jucat. Adică au avut jucători, jucători cu experiență. Noi, fundați central, le-am jucat cu Radu, cu Ciuciulete și cu Mario cu Tudose. Doi jucători tineri, am spus o vârstă, o să le dăm încredere, o să capete și ei încredere și sper eu o să devină jucători foarte importanți pentru Feceargeș. mulțumim și multe bani. mulțumim.